O nouă hotărâre a Consiliului Local Pașcani ajunge în atenția Direcției Naționale Anticorupție în urma unui denunț formulat de un pășcănean. Este vorba despre proiectul dezbătut în cadrul ședinței de la sfârșitul lunii trecute cu privire la finanțarea de la bugetul local a unei campanii de informare, aprobat doar de consilierii din PNL și Pro-România. Documentul a fost contestat de consilierii din opoziție, dar și de secretarul general al primăriei, pe motiv că ar fi ilegal. Consilierul Mihai Dediu a spus în cadrul emisiunii Pulsul Zilei că reclamația ar fi fost făcută împotriva primarului Marius Pintilie, a consilierului Cătălin Conache, președintele Comisiei Juridice din cadrul Consiliului Local și altor câteva persoane. Deci pentru acest proiect de hotărâre, primarul împreună cu consilierul local Cătălin Conache și încă alte câteva persoane au fost formulate împotriva lor, știu din sursă singură, către DNA plângere penală pentru constituire de grup infracțional organizat. A fost făcută plângere penală pentru proiectul ăsta? La DNA, da. Cine? Cetățeni din municipiul Pașcani nemulțumiți de ea. Adică este o... Este. Da, este înregistrat. O plângere neasumată sau cum? Da. Proiectul a fost inițiat de primarul Marius Pintilie. El a explicat în cadrul ședinței de pe 30 iunie că primăria Pașcani are în intenție desfășurarea unor campanii de informare în rândul cetățenilor, prin intermediul mass-mediei locale pentru colectarea selectivă a taxelor și a impozitelor locale sau alte subiecte de larg interes. Primăria astăzi oficial are 3 canale de comunicare în mare parte. Primul canal de comunicare este afișarea la sediul primăriei, al doilea canal de comunicare este site-ul primăriei și pagina de Facebook, a treia, care este cea mai vizibilă. Cred că problemele din oraș sunt foarte multe și ar trebui să avem o comunicare cât se poate de bună cu Pașcani. Să le transmitem ceea ce vrem să facem la primăria Pașcani pe diferite subiecte. De exemplu, s-a obligat colectarea deșeurilor, transport, faptul că, eu știu, poate sunt investiții în curs, poate sunt străzi blocate, poate sunt subiecte legate de taxe și de impozite. Orice demers pe care îl face primăria și vrem ca să se audă mai bine la pășcăneni, să apelăm la această variantă de comunicare prin radio și televiziune. M-am consultat cu cei din compartimentul de APL, de comunicare cu cetățenii și m-am spus că nu există legislație care să prevadă chestia asta și ar fi mai bine să apelăm la votul Consiliului Local, așa până încât Consiliul Local să-și dea girul pentru această cheltuială suplimentară pe acest nou canal de comunicare, adică să facem, nu știu, poate dacă trebuie să facem producție și publicitate, pe cum se reciclează. Cum ar trebui pășcănenii să comporte când ajungă la o de noi, să rupă cartonul, să-l pună la carton, plasticul să-l pună la plastic, să le explicăm clar care este, pentru ce este culoarea galbenă, pentru ce este culoarea albastră, în așa fel încât lucrurile care se desfășoară la primăria Pașcani să ajungă mai bine la cetățeni. În timpul ședinței, consilierul Cătălin Conache a propus modificarea proiectului cu câteva amendamente. S-a stabilit ca pentru susținerea campaniilor de la bugetul local să fie alocată suma lunară maximă de 4.000 de lei, iar documentația necesară pentru contractarea serviciilor să fie realizată de cei care se ocupă de comunicare, nu de funcționarii de la achiziții publice. Un amendament la articolul 2 alineatul 1 se elimină expresia și compartimentul achiziții publice. Alineatul având următorul conținut. În acord cu prevederea articolului 1 din prezenta hotărâre, persoana responsabilă de relația cu presa din cadrul primăriei municipiului Pașcani va întocmi proiectul de stat și comunitatea de atribuire a achiziției publice privind serviciile de publicitate. Secretarul general al primăriei a solicitat ca proiectul să fie amânat pentru a obține din nou avizele serviciilor de specialitate din cadrul primăriei, pe motiv că amendamentele propuse de președintele Comisiei Juridice modifică esențial textul documentului. Irina Jitaru a spus că nu va viza de legalitate hotărârea aprobată de consilieri în forma prezentată. Uite raportul de specialitate, care nu spune absolut nimic despre proiect. Domnul Conache face primul amendament, nu este o problemă. Celelalte două amendamente sunt de esență. Se stabilește o sumă și niște obiective. Conform codului administrativ, atunci când proiectul este modificat în esență, se propune și cred că trebuie și aprobat întoarcerea lui în compartimentele primăriei pentru a fi făcut un nou raport de specialitate. Când am eu certitudinea că există acești bani, atâta timp cât cei din compartimentele de specialitate nu vorbesc despre asta. Dar la care se împlace proiectul compartimentului? Este în cod administrativ.
O să vi-l comunic în raportul din ilegalitate. Nu, o să vi-l comunic în raportul din ilegalitate dacă acest proiect trece. Vă spun că este. Nu știu cum la verificație cu jos, recunosc. Dumneavoastră sunteți obligată să vă pronunțați acum în ședință? Nu, dar am vrut să consemnez un procesul verbal. Sunt obligată să spun că raportul, proiectul trebuie să se întoarcă înapoi la aparatul de specialitate. Departamentul din subordinea noastră. Și de condiția economică, domnul primar, care nu este subordinea. Iar de partea de economică, raportul nu spune nimic. Propunerea primarului a strânit reacții și în rândul consilierilor din opoziție. Sorin Olariu de la PMP a spus că ar fi necesar un regulament privind desfășurarea campaniilor de informare, iar contractarea serviciilor să fie făcută cu toată mass media din oraș, nu doar cu una dintre societăți. Și consilierii PSD au votat împotrivă, motivând că proiectul în forma prezentată ar fi ilegal. Și acum aprobăm sume, nu-i major... Deci, am înțeles și n-am înțeles că cei de la achiziții nu au nicio atribuție în sensul achiziției. care acoperă cu siguranță o suprafață, să spunem așa, mai mare de comunicare, da? Eu cred că ar trebui pentru toți cei care sunt în Bașcari, dacă e cazul și regional, dar pentru toți cei din Bașcari trebuie să primească aceste sume și cumva un regulament care să fie spună clar. Pentru radio atât, pentru televiziunea asta, dar indiferent sau ziar, eu știu, zicare, da? Pentru a nu fi discriminare. Menționăm că atât edilul, cât și președintele Comisiei Juridice au refuzat să prezinte un punct de vedere privitor la denunțul trimis la DNA, conform precizărilor făcute de consilierul Mihai Dediu. Amintim că anul trecut, Secretariatul General al Guvernului a desfășurat o campanie națională de informare privind măsurile de protecție împotriva COVID-19, la care au participat toate instituțiile de presă interesate. Înscrierea s-a făcut prin intermediul unei platforme electronice, în baza unui regulament, iar decontarea serviciilor s-a făcut în raport cu prestațiile fiecărui ziar, site, radio sau post de televiziune. Deși suntem în plină vacanță de vară, grădinițele din Pașcani nu și-au încetat activitatea. Prin rotație, ele sunt deschise pentru a veni în întâmpinarea părinților care nu au cu cine să-și lase copiii în timpul serviciului. În acest an, înscrierile au început mai devreme, iar locurile sunt aproape în întregime ocupate. La grădinița cu program prelungit numărul 2 din zona Deal sunt 22 de prichindei care vin la joacă zi de zi. Tariful este de 15 lei pe zi. Aici nu se mai fac înscrieri, iar grădinița va fi deschisă până pe 30 iulie. Programul de scrierea copiilor pe perioada, să spunem, vacanței de vară. Părinții au fost anunțați atât la vizierul unității de învățământ, la toate unitățile de învățământ care aparțin de grădinița cu program prelungit numărul 2, cât și pe canalul de comunicare al clasei, pe care îl au doamnele educatoare cu părinții și cu copiii. Perioada de, să spunem așa, în care părinții au avut posibilitatea să depună cereri a fost în perioada 17-23, după care cererile au trebuit să se centralizeze și să trimitem numărul de cereri la inspectoratul școlar, lucru care s-a și întâmplat. La momentul respectiv nu au fost, erau în jur de, pe toate cele trei unități din zona Deal, erau în jur de 12 cereri. Totuși noi am fost flexibili și am acceptat și cererile care au fost după
data anunțată de către unitățile de învățământ. În total, când s-a făcut săptămâna trecută, înainte de a intra în vacanță, am avut un număr de 22 de cereri. Unitatea noastră este deschisă în perioada 5 iulie, 30 iulie, lucru pe care au fost anunțați părinții. În această perioadă de luni, de când am deschis noi, s-au prezentat luni în prima zi un număr de 13 copii, iar astăzi avem un număr de 15 copii. Taxa este de 15 lei pe zi. Condițiile sunt pentru copiii care sunt înscriși în anul școlar în unitățile noastre de învățământ. Câteva locuri au rămas libere la grădinița cu program prelungit din zona Vale. Instituția va fi deschisă până pe 30 august, iar înscrieri se mai pot face până pe 16 iulie. Liceul Tehnologic Mihai Busiu, care în structură grădinița cu program normal numărul 6, în această perioadă se desfășoară etapa de înscriere la grădiniță. Este vorba despre a doua etapă, care a început în 28.06.2021 și ține până pe data de 16.07.2021. În această perioadă are loc corectarea cererilor de înscriere între 28.06 și 2.07.2021, apoi procesarea cererilor între 2.07.2021 și 16.07.2021. După prima etapă de înscriere la grădinița cu program normal numărul 6, au rămas 2 locuri disponibile la grupa mare și 3 locuri disponibile la grupa mijlocie. Pentru grupa mică nu mai avem niciun loc disponibil. O altă etapă care se va desfășura conform ordinului de ministru este etapa de ajustări în perioada 2.08.2021, 31.08.2021. Aceasta presupune introducerea cererilor de înscriere în aplicație și admiterea lor pe locurile rămase libere, acolo unde mai sunt locuri libere. Programul de vară al grădinițelor a fost postat și pe pagina de Facebook a primăriei. Menționăm că singura grădiniță particulară din Pașcani și-a suspendat activitatea pe timpul pandemiei. Conducerea unității spune că va fi redeschisă din toamna acestui an și că se fac deja înscrieri pentru cele 60 de locuri disponibile. Vești bune pentru pășcăneni. Centrul de recoltare a sângelui ar urma să fie funcțional din luna august, conform precizărilor făcute de Marius Benchea, coordonatorul Serviciului Voluntar de Ambulanță Iași, cel care s-a ocupat de această investiție. Lucrările de amenajare sunt aproape de final, la aproape 2 ani de la demararea proiectului. În aceste zile se fac ultimele finisaje și lucrările pentru instalațiile electrice și de încălzire. Urmează să fie pus pe jos un covor special pentru astfel de încăperi, conform normelor de igienă. Investiția totală este de aproape 70.000 de euro, o parte din bani fiind obținuți din donații. Astăzi a început turnarea șoapei autonivelante. Săptămâna viitoare o să așteptăm să vedem cum se pretează lucrarea. După asta facem recepția și începem să montăm și parchetul. Putem să spunem că în proporție de 70% lucrările de renovare sunt finalizate. Noi suntem optimiști ca până la finalul acestei luni să terminăm tot ce înseamnă lucrări de renovare și montarea rețelei de încălzire și rețelei electrice. Centrul de recoltare va funcționa în clădirea unde a funcționat școala post-liceală sanitară din oraș, din apropierea pieței agroalimentare Deal. Coordonatorul proiectului spune că investițiile nu se opresc aici și că mai are nevoie de bani pentru automatizarea fluxului de recoltare și pentru achiziționarea de aparatură modernă. Noi cheltuielile, marea majoritate dintre cheltuielile le-am suportat și le suportăm în fonduri proprii, adică o să mai facem strângere de fonduri și mai facem în continuare strângere de fonduri pentru a avea aparatură de rezervă în cazul în care se strică un aparat, să mai avem și alte aparate de rezervă. Mai trebuie să cumpărăm niște televizoare pe care vrem să le folosim ca și afișaj electronic pentru a automatiza cât se poate de mult acel flux de donare, pentru a oferi mai multe informații celor care vin să doneze sânge, să poată să se informeze în prealabil înainte să înceapă investigațiile de predonare. Deci mai avem foarte multe investiții. În ultimul timp, într-adevăr, au început să se alăture și firmele din municipiul Pașcani, dar a fost un drum destul de la nevoie, spune, când am ajuns la această
până la această situație. Procedurile de înființare a Centrului Local de Recoltare a Sângelui din Pașcani au fost demarate de Serviciul Voluntar de Ambulanță în anul 2019. Cel care a inițiat acest proiect este consilierul PMP Sorin Olariu. În acest sens, administrația locală a pus la dispoziție spațiul necesar și a promis că va aloca de la bugetul local suma de 50.000 de lei. Banii nu au mai ajuns în contul Serviciului Voluntar de Ambulanță Iași, pe motiv că nu a fost găsită o soluție legală de plată. Consilierul Olariu a criticat vehement lipsa de implicare a administrației locale. Acei 50.000 care au fost aprobați în primăvară, da, în buget, nu au mai fost, au venit domnul primar Pintilie și a încheiat bugetul fără să dea bani. Deci îl mai atenționez pentru ultima dată domnul primar și aduc aminte că nerespectarea unor hotărâri de Consiliul Local nu se lasă cu lucruri bune. Dar în fine, deci n-au primit banii oamenii. N-au primit banii. Dar vă aduceți aminte, deci după aia eu, acum, la bugetul din 2021, am propus 1 miliard. Păi, n-ai dat aia 50.000 și cu 50.000 pentru așa, hai să facem 100.000. Sau măcar, dă-i măcar 50.000. Și ce stabil se află acolo lucrările? Au pus tâmplăria, pereții făcuți, de acum au rămas la paviment. Și ca să ajungem la esența problemei, cum au fost făcute cele lucrări de renovare, intră într-un colț, cumva la ieșire, au pus moloz. Și au primit o reclamație, nu știu de la cine, și în loc ca cei de la municipalitate să meargă să-i ajute, că, na, și domnul primar plângea că vrea centru de recoltare, dar nu a mai dat nici bani, nici mica, și domnul city manager al Pașcanului, iarăși la fel, era cu lacrimi pe masă și nu înțelegea de ce nu se dau sume de la bugetul local, pentru că avem nevoie de un centru de recoltare, nu mai zic de la dializă, altă, cum spun eu, rușine pe pata PNL-ului, pe fața PNL-ului, în loc să-i ajute, să duc să ia molozul, a trebuit să dau, eu le-am dat 800 de lei, au mai pus ei ceva, era suma mai mare, și au plătit pe cineva să vină să ia molozul de acolo. În loc să vină în municipalitate, să ia molozul de acolo. Foarte tare. În loc acei bani să fie folosiți, să cumpere faianță, grese sau altceva, am dat pe moloz. Foarte tare. Deci după ce te ajută un voluntar, după și nu numai atâta, deci poliția locală îi somează, că dacă nu îi amendează, da, deci și primesc somații și la garda de mediu. Elevii de la unitățile de învățământ din municipiu au depus eforturi și au reușit să obțină note mari la examenul de bacalaureat din acest an. Primele rezultate au fost publicate luni, 5 iulie, de Ministerul Educației, iar în funcție de notele obținute a fost stabilit și un top al liceilor din Pașcani. Pe primul loc a fost și Liceul Teoretic Miron Costin din municipiu, unde Iacoboaia Monica a reușit să obțină cel mai bun rezultat și a încheiat cei 4 ani de studii cu media 9,96. În urma rezultatelor afișate, ne bucurăm mult pentru reușita elevilor noștri și a colegilor profesori. Sunt rezultate care atestă o muncă de 4 ani, un lucru în echipă și un interes pentru ceea ce înseamnă formarea personală. Îi felicităm pe toți pentru rezultatele foarte bune obținute, atât pe elevi, familia acestora, cât și pe colegii noștri care au fost coordonatorii elevilor. Pe locul 2 s-a clasat Colegiul Național Mihail Sadoveanu. Aici, două elevi au reușit să obțină aceeași medie, 9,86. Este vorba despre Alexandra Friș și Cătălina Turcanu. Pe locul al treilea în acest an se află Colegiul Tehnic de Căi Ferate Unirea, unde cea mai mare medie de 9,75 a fost obținută de o tânără silitoare, Maria Gherasim. Rezultate bune au obținut și Ana Maria Gavrial, șefă de promoție de la Liceul Tehnologic Economic Nicolae Iorga, care a reușit să-și facă între profesorii încă o dată, obținând cea mai mare medie dintre colegi, 9,36. Pe ultimul loc în clasament regăsim Liceul Tehnologic Mihai Busuioc, unde laurii îi revin tot șefului de promoție din acest an, Mariana Todiresei, care a reușit să termine liceul cu media de 9,20. Menționăm că, în conformitate cu primele rezultate ale examenului de bacalaureat din acest an, nu a fost obținută nicio medie de 10.
Vara s-a apropiat cu pași repezi, iar odată cu sfârșitul examenelor și a anului școlar, elevii au liber la distracție, cel puțin în teorie, deoarece opțiunile pentru petrecerea timpului liber în municipiu sunt limitate. În momentul de față, părinții strâng din umeri și se plâng că nu au unde să-și ducă copiii, iar parcurile, cea mai la îndemână soluție, nu sunt sigure și pot reprezenta un pericol pentru cei mici. Ei susțin că cele mai multe locuri de joacă au echipamente stricate sau nu sunt întreținute. Sunt din București, dar lipsesc multe, în general parcuri pentru copii, pentru că nu prea am văzut, sunt de două ori aici în oraș și nu prea am văzut, sunt foarte puține. Pentru cei mici, aici, în Pașcani, da. Cam puține, din păcate, asta chiar discutam, că veneam de la bibliotecă, acolo sunt destul de multe pentru cei mici, dar în oraș nu. Nici parcurile nu se par chiar ok, adică ar trebui un pic îmbunătățite. Și, știu, ceva organizat pentru ei, pe timp de vară, să petreacă timpul decât pe internet, pe tablete, pe, eu știu, tot felul de cluburi afară, eu știu, activități, outdoor activities, ceva de genul. Parcul care îl avem, nimic organizat acolo, se pot face atâtea. Probabil voi ieși cu prietenii și cu familia. În rest, ce altceva crezi că lipsește? Ce ai fi vrut să fie în municipiu? Aș fi vrut să fie mai multe parcuri și chestii de distracție. În municipiu ce? Nu prea este nimic unde să mergem copiii. Nu am nicio alternativă care... Ce credeți că ar trebui să fie? Mai multe locuri de joacă pentru copii sau măcar amenajate puțin. Să aibă unde să meargă copiii în timpul liber. Nu este curățenie. Dacă vă duceți în parc la aici de la piață, avem unde se dau un topogan, îi spart înăuntru și el, dacă e un pic mai greluț, se duce prin gaura aia jos. Tot e mizerie, numai mizerie. Degeaba tai tu cu despoiatorul dacă nu avem curățenie în orașul Pașcani. Totuși, am încercat să adunăm câteva sugestii care să-i ajute pe tineri să se bucure de vacanța de vară. Pentru cei pasionați de sport și de mișcare, care vor să fie activi, dar și pentru cei care vor să se implice în activități cu un grup mai mare de prieteni, Clubul Sportiv Municipal a pus la punct câteva idei de petrecere a timpului liber. Astfel, în intervalul orar 7:30-20:30, tinerii au la dispoziție o pistă pentru alergare, un teren pentru a juca fotbal sau pot inclusiv să joace handbal sau basket, tenis de masă sau de câmp, iar de la începutul lunii august apare o nouă posibilitate, aceea de a juca șah. De asemenea, în ceea ce privește activitățile organizate în cadrul clubului sportiv, activitatea la nivelul grupului de copii și de juniori va fi reluată tot de la începutul lunii august, atunci când se pot face și înscrieri. Cine dorește să facă, de exemplu, jogging, poate să meargă pe pista de atletism, este curățată, e la dispoziția oricărui copil sau tânăr sau mai în vârstă, adult, care dorește să facă jogging. Sunt și alte activități cu mingea, de exemplu, care se pot face pe terenul Siretu, pentru mini-fotbal, pentru fotbal 8 plus 1 sau 11 la 11, în aceeași perioadă când este deschis stadionul. Am spus de luni până duminică, fără niciun fel de problemă, nu trebuie programare. Avem și alte opțiuni, de exemplu, în sala de sport unde se poate juca tenis de masă. Sunt 5 mese la dispoziție. La fel, fără programare, cine dorește, au la dispoziție, v-am spus, mesele de tenis, palete, mingi. Ar mai fi opțiunea în afara stadionului pentru tenisul de câmp. Terenul dintre blocuri, știți foarte bine, a fost refăcut și este la dispoziția contribuabililor fără taxă, numai că acolo o să fie nevoie de o programare prealabilă. Și la Clubul Sportiv Vikings Gym Pașcani, activitatea va continua să se desfășoare și pe timpul verii, astfel încât copiii să poată veni la antrenamente. Posibilități sunt și pentru tinerii din Pașcani, dar și din comunele împrejurate. Pentru că a vrut să aducă bucurie și pentru copiii de la sate, părintele Dumitru Rusu va organiza în această vară mai multe tabere pentru elevii din zona rurală aflați în perioada vacanței de vară. Prima de acest fel este programată la Buznea, în perioada 20-22 iulie. Printre zecile de reguli legate de contextul actual al pandemiei, iată că am găsit și în acest an soluție pentru a organiza tabăra mult așteptată pentru copii. Proiectul Tabăra din Pridvorul Satului, sub motoul Niciun copil fără vacanță, își continuă drumul și în protopopiată Pașcani, astfel încât amintim la Buznea, pe data de 20-22 iulie, la Brătești, 26-27 iulie,
Miroslăvești 29-31 iulie și Lespes 16-17 iulie, august. În acest proiect, voluntarii de la Ator Pașcan se implică cu multă dăruire și dragoste, având grijă fiecare de copiii din aceste localități pe care vi le-am amintit, fiind de 2 sau 3 zile în funcție de programul stabilit. Tinerii cunosc o altfel de vacanță și în felul acesta își dezvoltă și personalitatea și trec de bariera emoțiilor. Pentru părinții care nu știu cum să-și distreze micuții în această vară și nici nu vor să-i lase în fața ecranului de la telefon sau de la laptop prea multe ore, trebuie să știe că la Clubul Copiilor s-a stabilit un program generos de activități care poate fructifica pasiunea copiilor în diverse domenii. Directorul interimar de la Clubul Copiilor din Pașcan, Ștefan Dumitriu, ne-a prezentat câteva dintre variantele pentru care puteți opta, printre care amintit de karting, coreografie, desen, informatică, handbal, muzică și multe alte modalități prin care talentele copiilor pot fi valorificate. Programul nostru, care este afișat, este de la ora 9 la ora 13, cu copiii. Activități se desfășoară pe mai multe paliere în funcție de doleanțele copiilor, iar noi suntem la dispoziție cu ceea ce își doresc copiii. De exemplu, avem la doamna profesor de informatic, facem altfel de activități decât cele de la cel care facem în timpul anului școlar conform programei. Acum facem și ce își doresc copiii. De exemplu, la carturi, domnul profesor de carturi, în timpul vacanței, învață pe copii cum să circule în mijloace de mijloace de transport în comun. Da. Învață pe copii cum să se comporte la volan, cum să circule pe drumurile publice. Eu, bună oară la dans, învăț pe copii alte lucruri decât le predau în timpul orei, nu dans. Învăț din teoria dansului românesc, din teoria dansului mondial, universal, predau și noțiuni de predau. Vorbim despre muzică, muzica românească, muzica universală, muzica contemporană, adică și dans contemporan. Doamna profesor de la informatică, de exemplu, face copiii în față cum să ia măsuri de securizare a activității online. Domnul profesor de la tenis de masă, domnul Ifrim, el, de exemplu, îi învață pe copii handbal, pentru că din toamnă vom avea și 3 grupe de handbal începători. Domnul profesor Lupei se ocupă de curățarea instrumentelor, de aranjarea lor, ori de perfecționarea interpretării și multe lor face audiții muzicale, tematice, care vor pregăti în începutul anului școlar. Cei care sunt interesați pot afla mai multe detalii la numărul de telefon 0332 410693 sau pe adresa ccpascanea@gmail.com și Biblioteca Municipală va depune eforturi pentru a oferi o vacanță cu voie bună și evenimente educative pentru copii. Pe perioada verii, adulții, dar și copiii sunt așteptați să treacă pragul bibliotecii și să participe la o serie de activități care să ajute la dezvoltarea de abilități artistice și logice, dar și la formarea unor deprinderi de socializare și comunicare. Utilizatorii bibliotecii vor putea participa zilnic la activități diferite, specifice vârstei lor. Astfel, luni ne întâlnim cu seniorii la Clubul Seniorilor Internauți, în cadrul căruia vor putea deprinde abilități de utilizare a computerului și navigarea pe internet. În plus, vor învăța să realizeze povești digitale. În aceeași zi vom organiza și cluburile de dezbateri pentru elevii de gimnaziu și liceu. Marți, împreună cu doamna profesor Mihaela Mercore, în cadrul cursului Playful English, copiii din clasele A1-4 vor putea învăța engleza prin joc cu ajutorul marionetelor, cântecelor și a prezentărilor multimedia. Miercuri va fi ziua dedicată șahului. Copiii se vor putea pregăti în cadrul celor două cursuri de șah pentru începători și avansați, susținute de instructorii Mirela Niță și Vasile Niță, din cadrul Asociației Sportive Club de Șah Minerva Pașcani. În ziua de joi, elevii din clasele 1-4 vor putea lua parte la activitățile Matematica Distractivă și Clubul de Lectură. Vom încheia săptămâna cu o șezătoare pentru cei mari și cei mici, la care copiii vor putea descoperi meșteșuguri tradiționale românești și asculta snoave, cântece și ghicitori. Astfel vor putea exersa cusături tradiționale românești, folosirea gherghefului, pictura și pirogravura pe lemn. Precizăm că înscrierile la activități se pot face la sediul bibliotecii sau la numărul de telefon 0232 765 050.
La începutul acestei săptămâni au fost afișate rezultatele la BAC, iar tot luni, 5 iulie, elevii nemulțumiți de notele obținute au putut depune contestații. În urma cererilor înregistrate, cele mai multe contestații au fost la proba obligatorie a profilului, matematică sau istorie, dar și la limba română. Astfel, au fost depuse 217 contestații, mai puține decât anul trecut, când au fost 245 de cereri. În cele trei centre de examen s-au depus din luna Pașcani, s-au depus 217 contestații, mai puține decât anul trecut. Numărul lor este echilibrat, 68 sunt pentru limba română, proba obligatorie a profilului are 80 de contestații și proba la alegere 69 de contestații. În Pașcani au fost trei centre de examinare unde tinerii s-au putut prezenta. Este vorba despre Liceul Teoretic Miron Costin, Colegiul Național Mihail Sadoveanu și Colegiul Tehnic de Căi Ferate Unirea, centru unde au fost alocați și elevi de la Iorga și Busuioc. Menționăm că pentru cei nemulțumiți de notele pe care le-au avut, emoțiile se vor prelungi până pe data de 9 iulie, atunci când se vor publica rezultatele finale ale examenului. Un eveniment religios cu tradiție pentru tinerii din Pașcani și comunele din împrejurime a avut loc luni, 5 iulie, la cabana vânătorească din pădurea Moțca. Cea de-a cincea ediție a întâlnirii tinerilor din protopopiatul Pașcani s-a bucurat de participarea generoasă din partea 150 de tineri. Astfel, programul de activități a debutat de la primele ore ale dimineții cu Sfânta Liturghie, urmată de o conferință cu părintele Petre Nicodim. Ne bucurăm anul acesta că a rânduit bunul Dumnezeu, în contextul în care ne aflăm, cel al pandemiei, să ne întâlnim în aer deschis, în aer liber, cu tinerii din zona orașului Pașcani, tânărul pașcănean. Suntem la cea de-a cincea ediție, deja devine o tradiție. Tinerii liceeni, dornici de cunoștințe, dornici de comunicare, de socializare, și desigur venim și cu alte alternative în sprijinul lor. Anul acesta ne-am gândit ca tematica să fie una deosebită, specială, spunem noi. Chiar dacă sună un pic ciudat când vorbim de tineri, nu trebuie să ne gândim la viață veșnică, la moarte. Dar este bine ca să cunoaștem ce este viața veșnică. Locația s-a dovedit una prielnică pentru copii, care au fost așteptați să ia parte la sesiuni de lucru și ateliere menite să inspire. Discuțiile au fost ample și pe tihnă, iar tinerii au avut timp să contempleze la natura fragedă a omului și la nevoia lui de ghidare prin credință și rugăciune. Astfel, tinerii au fost organizați în cercuri, iar discuțiile au fost coordonate de câte un preot care le-a oferit tinerilor îndrumare. Evenimentul religios va fi încheiat printr-un program artistic organizat în aer liber, care include scenete și dansul populare. Reamintim că în vederea desfășurării acestei ediții, Primăria Pașcani a acordat suma de 5.200 de lei, prin care au fost asigurate mesele din timpul programului. Miercuri, distribuția maximelor zilei nu se schimbă față de ziua precedentă și avem parte de cele mai ridicate valori prin Banat și Oltenia, unde se ating temperaturi cuprinse între 32 și 34 de grade, în timp ce prin Dobrogea maximele rămân la 27 de grade. În restul țării se vor atinge maxime de 28 și 30 de grade. Ploile rămân de interes pentru Moldova, Maramureș, Muntenia și Dobrogea. În județul Iași, miercuri cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate, local averse și descărcări electrice. Maxima zilei va urca până la 27 de grade, iar minimele vor fi cuprinse între 19 și 23 de grade. Și joi pot apărea averse sporadice, iar maxima zilei mai câștigă câteva grade și urcă până la 29 de grade.